Am rămas extrem de surprins de reacția virulentă a opoziției și celor care susțin opoziția, mass mediei care susțin opoziția. Atunci când au fost diminuate salariile, am întâlnit aceeași reacție virulentă a opoziției. Acum când puterea dorește să reîntregească salariile și când se apreciază că sunt întrunite condițiile economice care ar permite luarea unei asemenea decizii, opoziția are aceeași reacție virulentă, negativă, destructivă, găsind o mie de explicații și de motive prin care se condamne realizarea acestui deziderat al puterii. Și rămân extrem de neplăcut surprins de o asemenea atitudine. Evident că nu mă așteptam ca opoziția să vină să laude puterea că a așezat economia pe un făgaș normal și că se conturează condițiile economice care se permită reașezarea salariilor și revenirea la nivelul salariilor existente înainte de diminuarea acestora în 2010. Nu mă așteptam la asemenea atitudine, dar nu mă așteptam nici la o reacție de virulentă și de dură față de o necesitate pe care până acum o vedeau, pe care până acum o solicitau și o susțineau. Evident că Partidul Democrat Liberal va încerca să-și realizeze acest deziderat, acest angajament față de bugetari și să sperăm că și în lunile următoare condițiile economice din România vor avea un drum pozitiv, pentru că, într-adevăr, să sperăm că în primăvara aceasta să fie conturate toate condițiile care se permită reașezarea salariului. Este o greutate pe care o ducem cei de la putere în spate de 2 ani de zile și pe care sperăm că în această primăvară, această vară, să o dăm jos și să putem să revenim, să reîntregim salariile bugetare. Cu siguranță, acestea vor fi realizarea acestui deziderat, acestui scop, acest angajament al nostru, acestei poveri al puterii, va fi determinată de crearea condițiilor economice care se permită realizarea ei. Și nu ca o măsură, un caracter electoral, așa cum încearcă în mod absolut nejustificat întreaga opoziție să o vadă.